În minutul 27 al meciului dintre Pandurii și Steaua, jucat pe stadionul municipal, un tânăr suporter exhibiționist a intrat pe teren și și-a dat pantalonii jos, în fața camerelor de luat vederi. Gestul său ar putea avea repercursiuni pentru Panduri. Următorul meci cu FCM Târgu Mureș s-ar putea juca fără spectatori. În această după-amiază, Comisia de Disciplină s-a întrunit pentru a discuta pe lângă subiectele stabilite pe ordinea de zi și despre incidentul de sâmbătă trecută. Oficialii Pandurilor speră ca membrii comisiei să nu-i sancționeze atât de aspru cât să le interzică suporterilor accesul pe stadion. Comisia de disciplină va lua o decizie în acest sens în această seară.